Dumitru Turbăceanu a declarat la un post național de televiziune că urșii care produc pagube în Gorj au fost aduși în județul nostru de pe Valea Prahovei. Suntem în noaptea minții, adică relocăm urși de la Sinaia și de la Bușteni din zona turistică în altă zonă turistică, Baia de Fier, Polo, Vrajnovaș, Rânca. Urșii și-au făcut prezența în mai multe localități din Gorj, provocând pagube semnificative. În luna septembrie am avut atacuri de urs la comunele Stănești, care a fost afectată o plantație de pomi. La Crasna am avut încă două atacuri tot de urs la cultura de viță de vie și la Tismana cultura de viță de vie și de pomi. Oamenii din zonele unde urșii au atacat gospodăriile sunt terorizați că animalele sălbatice vor ataca din nou. Nu am cunoștință de cazul de unde au fost relocați, dar am înțeles de la primarii din zonă că au și fost relocați din alte zone turistice ale României, în special pe Valea Prahovei. Cel puțin la Baia de Fier, că am văzut, am avut o discuție cu primarul și mi s-a spus că ce se pare fondurilor de vânătoare din zona de acolo au relocat vreo 7-8 urși. Ce a spus domnul primar despre urși? Eu știu, au terorizat localnicii, le este frică oamenilor. Se plimbă noaptea prin Baia de Fier, din Polovraș, Alimpești. Sunt apelul la 112 și intervin în jandarmeria pentru a înlătura pericolul ca să nu fie atacați oamenii. Localnicii care înregistrează pagube în urma atacului urșilor pot solicita să fie despăgubiți de autorități.